Balul majoraților al grupului școlar industrial Construcții Montaj deja a fost a doua petrecere din municipiu la care au participat elevii majori, dar și colegii lor din clasele mai mici. Spuneți-ne cum a fost balul majoraților. Sperăm noi că a fost o reușită. Pentru noi a fost o experiență unică, oricum. Este primul an în care clasa mea la dirigenție organizează balul, deci e deosebit. Probele au fost foarte accesibile și în ton cu distracția. I-am scutit de probe de cultură generală pentru că oricum îi stresăm destul la școală și cred că a fost bine, a fost un moment de relaxare pentru ei. La concursul pentru titlul de Miss și Mister Major au participat 10 perechi. Premiile au constat în cursuri gratuite la școala de șofer pentru câștigători, bonuri de cadouri, o oră într-un salon de înfrumusețare și alte premii de consolare. Câștigătorii se numesc Ioana Porum și Cătălin Deji, ambii din clasa a 12-a. Probele au fost destul de amuzante. Participanții au fost destul de bucuroși că au participat la acest bal. Probele au constat în, să spunem, un banc, probă de muz și probă de dans. Și voi cum?